Pe scurt, am primit nota 2. Era duminică, eu mă jucam în Fortnite. M-am uitat în agenda pe luni doar trebuie să învăț o poezie. Mai joc până la 3 și încep să învăț poezie. Era deja ora 6 seara. Tate m-a chemat să mănânc. Am mâncat, am băut și m-am dus mai departe să joc. A venit ora 10 seara. M-am speriat că am uitat de poezie, dar am vrut să câștig măcar un meci și am continuat să joc. A venit și ora 12. Vrem să dorm, doar la poezie nici nu m-am uitat. Am deschis cartea, am citit-o de 2 sau 3 ori și am înțeles că nu o memorizez deloc. M-am enervat și am sărit în pat. M-am gândit și ne-am adus aminte, dacă citești odată înainte de somn și pui cartea sub pierne dimineața, o să știi poezie la perfect. Am citit, am pus cartea sub pierne și m-am culcat, și nu ca de obicei, ci și cu fața în piernă. Peste 10 secunde am înțeles că nu mai am aer. Am adormit, m-am trezit, am băut un ceai, m-am îmbrăcat și am mers la școală. Am primit nota 2, nu aveam dispoziție și am venit acasă. Și mă gândeam ce să fac cu nota 2 din agenda. L-am sunat pe prieten și l-am întrebat ce să fac cu nota. Mi-a propus să-l șterg cu radiera, așa și am făcut. Dar am făcut-o și mai rău, am făcut o gaură. M-am speriat, l-am sunat și iarăși l-am întrebat ce să fac. Mi-a propus să fac curățenie în casă că părinții se bucure și o să fie totul ok. Am spălat visela, am dat cu aspiratorul, am spălat visela și iarăși am dat cu aspiratorul. După m-am pus să joc în Fortnite. Am auzit ușa. A venit tate, a intrat în cameră și zice: agenda unde? M-am speriat și i-am dat agenda. El s-a uitat, s-a râs și mi-a spus că el în copilărie tot așa a făcut. Eu m-am relaxat și m-am pornit spre cameră. Dar sora ta azi a primit 10. Run. Pe scurt, am primit nota 2. Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau.